Kremlinul intenționează să folosească actorii proruși din Găgăuzia și Transnistria pentru a destabiliza și degrada democrația moldovenească și în cele din urmă pentru a împiedica aderarea Moldovei la Uniunea Europeană, scrie The Kiev Post, care citează un raport lansat vineri de Institutul pentru Studiul Războiului din Statele Unite ale Americii. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, guvernatorul regiunii autonome moldovenești proruse Găgăuzia, Evgenia Guțula, afiliată Kremlinului, a declarat pentru agenția de presă rusească TASS că autoritățile moldovene au reținut-o pe ea și pe trei dintre consilierii săi timp de mai multe ore, când grupul a sosit pe aeroportul din Chișinău după o serie de întâlniri recente în Federația Rusă și Turcia, scrie G4 Media. Guțula a susținut că forțele de ordine moldovenești au inspectat bagajele și au reținut-o timp de o oră înainte de a o elibera, iar unul dintre consilierii lui Guțula a declarat pentru TASS că autoritățile moldovenești i-au interogat pe cei trei consilieri timp de încă două ore. TASS a mai relatat că un grup de 100 de persoane s-au adunat în fața aeroportului pentru a-i ura bun venit lui Guțul și au scandat victorie când ea a ieșit din aeroport. ONG-ul pentru drepturile omului Amnesty International a apreciat că Republica Moldova a încălcat dreptul la asociere și libertatea de exprimare în încercarea de a contracara influența rusă în raportul anual al organizației privind drepturile omului, care a fost publicat miercurea trecută. În plus, guvernul a împiedicat membrii partidului Șansă, fondat după dizolvarea partidului Șor, să participe la alegerile locale din noiembrie anul trecut, a mai scris Amnesty International. De menționat că oligarhul Fugar, Ilan Șor, condamnat definitiv în 2023 la 15 ani de închisoare pentru frauda bancară, se ascunde de justiția din Republica Moldova, aflându-se în prezent în Federația Rusă, unde a ajuns din Israel. El a anunțat la data de 21 aprilie crearea blocului politic Pobeda, adică Victorie, al cărui scop este să unească opoziția prorusă împotriva guvernării pro-europene de la Chișinău. Șor a mai anunțat că formațiunea va participa la alegerile prezidențiale și referendumul din toamna acestui an din Republica Moldova. Kremlinul s-ar pregăti să-și intensifice acțiunile hibride împotriva Moldovei, conchide raportul Institutului pentru Studiul Războiului din Statele Unite ale Americii.